Salutare, dragi tovară, și bine ați dat click la un nou videoclip. Seria de WWE revine. Ca să vă zic de acum, să nu mă mai întrebați în comentarii, ca să nu vă răspund la fiecare în parte. Jucăm 2K19 din două motive. 1. 2K20 e prost optimizat și e plin de bug-uri. Și 2. Pe 2K19 aveam niște wrestler creați, la care s-a bulit Windows-ul și am pierdut salvările. Bine că am făcut un backup de mai demult cu câțiva. I-am recreat pe unii, mai am de recreat pe încă câțiva, dar o să facem o serie foarte mare. Până apare 2K22-21, de fapt nu o să fie 21, o să fie alt joc. Mă rog, hai să vă prezint rosterul. Deci jocul acesta, al joc, nu doar pentru că e prost optimizat 2K20, ci și pentru că pe mine mă interesează wrestlerii custom, nu rosterul oficial în WWE cu fiecare overall în parte. Mă doare în pulă de ăla, aici facem custom. Wrestleri customizați. Așa că hai să vă arătăm aici. Superstarurile create de mine. Sau, da. Customizate de mine. Alpaca la Bagion. Aș putea să-l fac heal pe ăsta. Hai să-l facem heal. Alpaca, îl facem heal că nu prea am heal aici. Facem bu. Și hai să-i schimbăm aici. Știți de ce vreau să-l fac heal? Pentru că a avut chestia aia cu, cum se cheamă, Trackmore, și vreau să-l fac heal. Cine nu știe, e treaba cu heal, e gen wrestler băieți buni și băieți răi. Nu prea am băieți răi, așa că iau pe ăștia și fac băieți răi ca să am destui, că nu stau să-i creez pe toți. Căcănari de pe YouTube. Hai să-l facem cu egoist, disrespectful, puțin, disperare, loialitate niciun caz, fricos, cowardly, da, și agresiv. Bun, asta am vrut să-l fac. Save all settings. Deci practic tipul este heal. Eventual, bine, asta conta mult dacă făceam un universe mode. Conta mult și asta, dar mă rog. Deci avem aici Alpaca Legion, Andrei Cosmin, la care nu mi-a ieșit părul, Lucrez Bike Trafficker, mi-a și comentat la un video la un an de zile după ce l-am postat, dar măcar mi-a comentat. Și culmea, YouTube a treptat acel comentariu ca și spam. Deci a fost culmea. Codrinel în 2018 cu centura de $1,000,000. Atunci a făcut un bit. Pardon, milionul de abonați și e mai gras și are intrare la Undertaker pe motocicletă, că a făcut în acel an video-ul ăla cu scooterul. Și am zis hai că merge. Atunci video cu scooterul, aici îl pune pe motocicletă că n-avem scutere în WWE. Codrinel în prezent, mai slab și fără o barbă și cu o căciulă în cap. Colo, aveam nevoie de heal. Ce bun că are slăcăi mare Malacu. Cristi priză cu fruntea sa mai mare. Nu l-am făcut rasă în cap că nu mai semăna. Da, seamănă cât de cât așa. Dani Penet, o legendă. Câțuleanu, chel și el. Draco, am mai făcut niște wrestler cu care am mai creat niște youtuber cu care colaborez. Aveți canalele lor, când intrați pe canal aveți acolo canale asociate, tovară și ce nume am dat eu. Ăsta este unul dintre ei. Unul dintre mai Malacu, 93 overall, dar las că merge. Fratele Eco, trebuie să-i fac mustața mai mare și o bubă pe nas cu mare el. Galu Nangu, boss la cămașă elegant. Gereveu, cine nu-l știe să-l caute. Și cine-l știe, probabil că o să-mi zică că are barba mult mai mare. Știu, o să mai lucrez la ei. Kidden al nostru, cu niște bărbiță pe aici. Pare să semene un pic. I Hate Pink, care seamănă foarte bine și mi-a și comentat la un video în care apare el, pe care, mă rog, l-am trimis-o pe mail, dar important e că mi-a comentat foarte frumos și mi-a răspuns la mail, alții nici nu se uită în mail-uri. Eu bagul din clipul cu căcatul gros, Irafael și trebuia să-i fac nasul mai mare puțin, fratele Chrome, ia uitați-l aici, bărbos de-al nostru, Quick, care mi-a dat și el raid odată că i-a trimis careva un clip, subsemnatul, stai să dau așa să mă văd și eu. Undeva pe acolo, aș zice. Vreau să fac mustața mai așa, nu prea seamănă mustața, dar în rest îs pe acolo. Și vreau să-i fac burta mai mare, dar n-am mers să-i fac burta mai mare. Dar el red când avea o glumbă că are căldură în casă și stătea cu geaca și cu căciula în cap. X-Leader-ul care nu seamănă. Daia Fett trebuie să-i schimb culoarea părului. Și Zappy nu mi-a ieșit tatuajul, n-am putut să-l fac mai negru, dar în rest cred că pe acolo e. Hai să băgăm și un match acum, că v-am prezentat rosterul de început. Hai să facem un normal, nu fac heal in a cell. Și hai să umblu un pic. Ia, arena, school gym. Ce asta? High school gym.
High School Parking Lot, Metropolitan Center, Mexico Plaza, Japan Dome, Japan Hall. Hai să facem într-o arenă de asta. Nu știu dacă știți, Romanian Wrestling Alliance este o companie de wrestling românească. Și am putea să-i punem să bată aici, că avea o arenă de genul. Hai să-i punem într-o parcare din asta. De fapt nu în parcare, hai să facem totuși în high school de asta gym. Și să facem niște reguli. Deci, pin or submission, amândouă. Nu, Iron Man nu, over the top rope. Ok. Deci am pus pin sau submission. False count anywhere, nu. DQ off, time limit n-avem. Și finishers. Hai să începem cu un finisher fiecare. Default high așa, recovery time normal. Dar voiam să umblu ceva aici, dar nu mai găsesc eu. Cred că trebuie să descarc un patch sau ceva. Gen să fie pe eliminări. Ai făcut pinul, a ieșit ăla din match. Nu mai știu pe unde era setarea aia, nu mai găsesc. Deci last man standing. Stai mă, cred că e aici. Nu, no, nu e aici. Deci both. K1, fără K, fără K1, knockout, Iron Man off. Ok. No limit, deci pot să pun match cu limită, fără limită că ne trebuie. Așa. Big head, fair play off, enterance on, momentum normal, un arbitru. Un arbitru negru. Avem un Money in the Bank. Dar nu știu care era setarea aia ca să fie pe eliminări în six menul ăsta. Nu mai găsesc eu înseamnă. Hai să las așa. Moment normal, title off, enterness on, match options. Mă, erau setări, dar nu mai găsesc. Deci DQ n-avem. Sau poate aia pot să pun numai la tag team-uri și la astea nu pot să pun, ceea ce este cam nasol. False count anywhere am scos, time limit-ul. Cred că doar la ăla la tag team-uri pot să fac cu eliminări și la cu mai mulți așa nu pot. Nașpa. Ok. Așa, hai că am făcut regulile și hai să jucăm. Deci jucăm cu subsenatul și o să joc cu wrestler. Wrestler. Da, cu wrestler focus pe YouTube, pe baza youtuberul care am colaborat. Și după o să facem un universe mode ca lumea, live-ul și tot acum, așa că dați like cei de pe chat-ul de la premieră, să dați mai departe video-ul ăsta să vadă lumea cum creez eu youtuber român aici. Da, o să începem cu ăștia care colaborez, na. Ca prestigiu. Draco, cine mai e pe aici? Galu. Doar am făcut vlog împreună, când am făcut fan meet, nu? Hidden-ul. Chrome. Și cred că ăștia ar fi. Canalul ascuns. Bă, ar mai fi halogen, pe halogenul l-am creat. Hai să vă la Custom Superstar ce mai am. Poate mai e vreunul. Aș putea să-l pun pe Codrin, Andrei Cosmin Alpaca, am doi Codrin să pun unul dintre ei dacă e, dar o să punem legenda. Avem și intrările să le vedeți. Că am făcut și un podcast cu Dani, deci îl punem și pe el aici. Ia uite aici, elita de youtuberi. Aș putea să fac cu facțiuni, cu din astea, ar fi o idee. Deci dacă vreți Universe Mode, lăsați comentariu.
lăsați cât mai multe comentarii, dați like-uri, dați share-uri, vreau să vă văd susținerea ca să facem Universe Mode. Că am mai făcut niște clipuri bazate pe asta. Bun, avem aici ceva arenă, gen cum e arena aia de la Rapid, arena de box. Sau cum a fost primul show, Romania Wrestling Alliance. Eu aici cu geaca mea care îmi place, dacă nu știți geaca aia e, urmăriți-mă pe Insta. Sunt făcut după Dean Ambrose, pentru că Dean Ambrose îmi place. Mă rog, acum e John Moxley în AEW. Deci, cu ce, m-am făcut pe Dean Ambrose, John Moxley, cum vreți să-i spuneți. E născut pe 7 decembrie, mă rog, 1900 toamna când e el. E mai mare ca mine cu vreo 14 ani, cred. Deva pe acolo, calculasem. 14, 15, nu mai știu. În fine, eu aici cu ciocul meu lung, mai bine îi puneam mai puțină barbă și lăsam doar mustața și ciocul și nu mai puneam pe aici pe gât. Deși am și așa barbă, hai. Nu pot să-i fac barbă fix cum vreau eu, nu-mi bag cu ce mi oferă jocul. Și să nu ziceți că pe 2K20 aveam multe modele că-s aceleași. Doar rosterul a schimbat, atât. Oricum, puteți căuta și pe internet, acesta este cel mai apreciat joc de la seria 2K de wrestling. Bă, nu se compară cu, cum să zic, SmackDown vs. Raw, ok, îl avem aici și pe Draco. Auziți? Draco! Din greșeală am pus să zică că e din București, că tipul unul din București. La mine mi-a zis numele, am pus OVDU și gen, când citești zice O, VVDD și UU și a ieșit să-mi zică Ovidiu când mă prezintă. Mă rog, îl mai aici pe al nostru Arțișan, că e din Câmpul Lung, parcă. Da, începem cu ăștia care colaborează și cred că o să fac o facțiune. Lăsați ideile voastre aici în chat și o să țin cont de ele. Și cred că aș putea să fac show-ul cu... Aș putea să fac pay-per-view-uri dacă e... Show-urile să fie așa, în parcare și în arenă de-asta. Ar fi o idee. Tot așa cu puțin public, că na, e pandemie. Hai, te mai prostești mult. Următorul wrestler. Hai, n-avem artificii, dar nu-i boy. Și intră acum Galnango, focul pe Shane McMahon. Nasol că n-am un Titantron aici. Dar nici nu ne trebuie, că aici e de buget. O să adaug eu arene după. Să fac eu show-uri ca lumea. Am mai avut eu... cum se cheamă? Universe Mode și am pus arena de la SmackDown, care arăta de unde e tipul. Dar... mă rog, o să facem noi. BKW. Nu stau să customizez arena că mi-ar lua mult. O să încerc. Dacă nu reușesc, o să zic că se cheamă Bucharest Combat Wrestling și gata. Descrie pe ăla BCW. BC. Următorul wrestler. Kidan. Făcut după Kofi pentru că... dar nu era să-l fac după Stone Cold. Mai zic că Kidan e așa mai... își are față de copil. Nu putea să-l fac pe un wrestler dur. El e ultimul pe care l-aș vedea, eu o să dea în cap la cineva. Dar tot l-am băgat aici. I-a zis numele pe aproape, a zis Heenan, seamănă cu Heenan. BCW, frumos, Bucharest Combat Wrestling. Să văd ce arene aș putea să fac, poate fac niște arene ca lumea. Următorul wrestler, probabil cu echipierul său din echipa ascunsă, din armata ascunsă, Chrome. N-au prea putut să zică Chrome, așa. Și acum și legenda, pentru că aveam nevoie de o legendă. Da, nasol că n-aveau ceva lumini pe aici. Am văzut că la Romania Wrestling Alliance, la școala românească de wrestling, au un glob de discotecă pe acolo, niște lasere. Dar mă rog, îl avem aici. Ce drag primesc într-un mesaj pe Insta. Ați auzit Danny P. Nate. Avem aici rockerul nostru, o legendă în YouTube și în wrestling, făcut după o legendă din wrestling, după Age.
un wrestler mai potrivit pentru el, nici că puteam găsi. Poate Chris Jericho că are formație, dar poate Chris Jericho din AEW, na, care e micul ăla fain. Dar lasă, merge și făcut după Edge, o adevărată legendă. Unul mai potrivit nu puteam găsi. O să fac niște titluri customizate, văd de ce titluri o să fac. Și cred că ăștia suntem. Să înceapă meciul. Deci eu îl iau pe Galu. Galu e vreun coace. Avem cu toții cât un finisher. Ne batem aici ca lumea. Am uitat setez să filmez în 60 de FPS-uri. Aie. Seria asta aș putea să o fac mai mult ca episoade pentru că na. Aș putea să fac foarte multe episoade așa. Știu și când să mă opresc. Ok, am întors aici manevra lui Galu. Era și culmea să mă arunce. Ia-le, ia vină un coace. Hai. Urcă sus că nu pot să urci jos. Și ce dăm aici? Un dita mai. Backdrop-ul. A luat rollout Galul nostru. Nu-l pe cine mă bag. Hai că-l iau tot pe Galu. Ce faci, Galule? Să luăm un item? Hai să luăm un item. Ce avem aici? Doar un scaun? Atât ne permitem. Da, nu e extreme rule să putem scoate tot ce vrem. Îl luăm aici la... Opa, ce s-a ferit? Uite, mi-a luat și scaunul din mână. Incredibil așa ceva. A, m-a aruncat cu capul de colțul ringului. Dacă știți youtuber care fac WWE, să-mi spuneți. În afară de Quick nu mai știu pe nimeni. Aș vrea să colaborez. Eventual, nu știu, iau jocul ăsta de pe Steam ca să am multiplayer-ul. Sau o văd eu. A, fiți atenți ce-mi face. Îmi dă cu OMG moment. O să vă placă asta. No. Pentru asta l-am făcut pe Galu după Shane McMahon. Ia uitați aici. Ce-mi face? Un minunat Coast to Coast. Mi-a dat coast to coast, m-a rupt aici. Ok, aștia se bat între ei, eu am timp să mă refac. Stau și cu părul desprins ca să, na. Să seamăn mai mult cu al meu, să se vadă că seamănă o leacă caracterul ăla cu mine. Ok, Galu e în afară, ăștia se bat în mijlocul ringului. Am început toții cu un finisher, eu încă nu l-am dat, o să-mi fie de folos. Nu prea am ce OMG momenturi să fac aici, că nu am... Deja mi-a întors. N-am masă comentatorilor să o rup. Ok, Galu a lovit arbitrul. Galule, de ce lovești arbitrul? Ia, îl ia Dracu pe, îl ia Galu pe Dracu, hai că îl ia eu pe Crom. Ce faci, băi, Crom? Și, opa, fuck, backdrop. Iese din ring. Galule, faci tu taunt aici? Ia vină cu acești tu la un backdrop. Hai să mai curățăm ringul, să putem da cu manevre ca lumea. Am văzut un coast to coast, încearcă să mă arunce. Can he end it here? Moves like that have a way of reverberating throughout the entire body. He's talking his opponent. Și am prins pe... Cred că l-am prins pe unul, dar nu prea s-a văzut. Idane, ce faci? Cap în gură? Aole, au venit amândoi pe mine. Ah, face. Au făcut echipă ăștia doi. Sper că toți se bat între ei. Am luat rollout, se pare. Publicul e destul de gălăgios, ce-i drept. Da, poc. Ce l-a prins aici, Crom pe Hidden. Nu dau early recovery, las se bată. Nu lasă Dani pe Crom să-și facă manevra. Și acum se-i fi dat un spear. Dar nu de Dani. Are finisher, ar putea să-i dea cu un finish. Mamă, ce a sărit aici. Ascunsul.
Dar ajung oare până la el? Nu, no, dar l-am prins pe Dani măcar. Ce faci, Dănuțule? Îl scoatem din ring. Ești din ring? Ah, m-a pus în 619, uite și tu. Deci că era culmea să-mi dea un 619, ar fost chiar culmea. Și iar am luat rollout și acum se... N-am luat rollout. Doar aici. Mamă, ce a întors suplexul, ați văzut? Nu mă aștepta, ca ăsta al nostru Crom să facă așa ceva. No. Fuck! Și Hidden sare pe mine, vede că-l atac pe Crom, da, tot pe mine sare. Ouch! Oh, dar nu m-ar... Ia, face și taunt. Bă, cred că vrea să-mi dea trouble în Paradise. Nu l-am întors, mi-a dat trouble în... Probleme în paradis și am luat rollout. Bine că n-a pus spin-ul pe mine. Cream că îl ia acum Draco și-l aruncă pe Crom cu spatele de colțul ringului. Hai să nu mai stau să recuperez, fac două taunturi. Așa ca să dau mai mult damage. I-a întors sulița. Hai să mai fac aici un salt frumos. Ce faci, Crom? Ai venit cu aici? Nu, no, l-am luat tot pe Dani. Bă, dar am ceva cu Dani, săracu. Ia vină cu acest Crom. La un... Dirty Deeds! 1, 2, și mi-a întrerupt pinul. Ce faci, băi, Dani? De-astea faci? Aaa, n-am vrut să-i întorc suplexul. Da, deci vedeți, e mai greu când sunt mai mulți. Că ți oprește pinul. N-am găsit setare să fac cu eliminare. Gen, e pus pinul, l-a eliminat. Ca la Elimination Chamber, zic, să fie, dar fără Chamber. Fără Elimination. Și-mi dă... O, m-a salvat din semnătura lui. Mersi, mersi, ascunsule, ești un geniu. Mă, ce... Da, se vede că e o legendă, omul. Ne bate de neusucă. Dracu, văd că și-a bătaie de la Galu, deși nu știu cum e posibil așa ceva. A, m-a luat Hidden. Auci. Vrea să-și dea și comeback-ul. Hai să încerc să-i întorc. Ok, deci își dă comeback-ul din colț. Trebuie să mă întoarcă. Ok. N-am să-i întorc. Cum ce m-a prins aici? Dropkick. Și... ce-mi face? Viteză? Cum a fost asta? Stomp sau ce să fie? Poți manevra asta, nici nu știu. Hidane, știi că suntem prieteni. Da, ieși din ring! Au, n-a mers. Am reverser-uri, e bine. E așa viteză. Bun, i-am întors. Ieși din ring. N-am vrut să-l scot, hai să... Fuck! Un mini powerbomb de-asta. Nu face spin-ul. Galu mă atacă, ia uitați tu pe Galu. Ce fa... Aude ce dă în mine! Bă, pe cât de mic e, pe atât de agresiv. Se vede că tipul a crescut în Rahova. Ce mi-a întors-o, știe se bată. Da, aș putea să fac o echipă așa cu... Hidden și cu ăsta, cu Crom și cu... cu Galu. Galu care a stat în Rakova, Crom care e ferentarist. Nu de pe alea lui vezi, vreau stați liniștiți. Mă, cât a rollout-ul mi-au, cât a rollout-ul. No, m-a bătut Galu de mouscat. Pregătește acum un Trouble in Paradise sau ce face? Ne-a făcut doar un pin. Ai, early recovery nu ne permit să... Așa. Hai să mai fac un taunt către public, am trebuit niște momentum. Nu mă atacați pe mine, nu mă atacați. Mamă, la fix am ieșit. Ce faci, Dănuțule? Ia de aici. Opa! Fuck! Hai să fim agresivi, dacă tot nu avem descalificări, putem să folosim scările, nu? Nice double
Bun, l-am prins aici. Dani aici rămâne. Hai să încerc să-i elimin pe ăștia. Bun, hai să mai strimim o dată după colțul ringului. Bun, și să dăm acum un salt pe Chrome. Uuu, l-am prins. Vine iarăși Dani, cred că sare pe mine. Auci, nu mi-l selecta odată. A ratat trouble în Paradise-ul. El a dat acum. O, câta punu. Iarăși am luat rollout. O, câta rollout, câte rollout-uri ne dau ăștia. Cred că sare pe mine Hidden. Am ferit, bun. Ce faci, Hidden-e? Ia stai jos. A dat, ăsta e 5. Ești din ring. Galule, ieși și tu. Ce să-i scot din ring pe fiecare în parte. A, ce dă dracu în mine. A, câta căpățâna. Și? Nu ți-a ieșit. Stai aici. Hai să ies de aici. No, nasol că nu îi putem lăsa knockout ca lume. Galul e pe jos. Hai să încerc să sar pe Galul. Să fac așa un salt frumos cu pin. Hai, elbow drop. Poate fac așa. A, m-a oprit Dani. Ești din ring. Ok, Draco, să-l scoatem și pe ăsta. Ok, și acum Chrome. Pac! Hai, repede! 1, 2! Mi-a oprit pinul. Bă, dar mereu mă oprește ăsta pinul. M-a prins Hidden, mai am un finisher din fericire. O, uite! Wow, ce m-a aruncat! Bă, ce manevră mișto asta? A fost semnătură sau ce ar trebui să fie? Bun, i-am întors semnătura. Aaa, ce chop! Bă, arata trouble în Paradise-ul. Iarăși chop! Auci! Spin kick și m-a scos din ring. Avem parte și un superplex, băieți, uitați aici. Pac, superplex. No, deci asta e match de WrestleMania direct. Facem show-uri mai bune ca WWE, băieți. Dani vrea să-i dea suliță. I-a dat suliță. Și vine după mine. Dar ce am făcut șeful? Stai aici. Hai să... Opa! Too late. N-am luat rollout. Am să-i dau semnătura mea, că am semnătură la reatul ăla, cum face Dean Ambrose, când se prinde de corzi și se întoarce cu un clothesline. Aia am. Vreau să-l pun la corzi. La coarde. Nu, corzi. Ringul de wrestling are coarde. Îs knockout, ăsta mi-atacă spatele. Bun. Hai să-i dau o semnătură. Îi dau așa un perfect plex. Aș putea să o schimb cu un big boot sau ceva de genul. Hai să încerc să-i mai scot din ring. Așa, 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 așa. Și încă un cut. Bun. Trom. M-a prins și el aici. I-am întors? No, nu, îmi dă genunchi în stomac. În burta aia mea care ar trebui să absorbă damage-ul și mi-a luat rollout. No, match-ul ăsta o să țină mult. Deci dacă vă întrebați că ține premiera, o să țină mult, asta e clar. Dar sau că l-am pus să fac cu 5 oameni, trebuie să mai găsesc youtuber care să colaborez. Sau nu neapărat să fie WW. Da, da. Hai să fac două taunturi, unul așa, unul la public să-mi dea momentum. Să luăm pe Chrome, care mă atacă acum. Opa! Got it.
Oh, mi-a întors suplexul și îmi pune un roll-up. E bine că am mâinile mai lungi și pot să-l pălesc mai ușor. Galo este cel mai bătut de ce pomov, băiatul. Ce faci și Dane? Stai aici și tu. Ce faci, măi? Aaa, ce ciop! Aaa, ce ciopuri îmi dă! Era, era bine dacă aveam masa comentatorilor să îi las trecuți prin mese, să... Da. Te las trecuți prin mese ca să fie... Ia vină încoace, opa! Unu, doi... A ieșit! Mi-a oprit ăsta pinul. S-a ferit și Hidden. Aoleo, ce sare Hidden pe mine. Iarăși au roll-up. Roll-out. A, răbați Hidden. A, am dat și cu capul de scară eu. A, dar ce bătaie e acolo. Și cred că se încheie meciul. Dacă nu intru acum peste ei, trebuie să le iau pe Chrome. Ce fac, mă? Ce fac? Faceți ceva. Opriți-i. S-ar și eu, dar n-ajung până acolo. Ok, e bine. Hai, ieși din ring. Ieși din ring, ieși din ring, ieși din ring. Bine, Galu, pot să-mi fac momentum pe el. Și mi-ntoarce manevră. Mă, e bun pe bătaie. Știi cum dă un push, mă trântește și e un cavabicavide. No, eu v-am zis că e bun ca wrestler. The match continues. Nu, nu știam. O, ce mi-a întors pumnul ăsta. M-a aruncat și pe mine, dar vine Chrome după mine. Aveți milă de mine. Oho. I-am întors. M-a dat și el cu capul. A, ce întoarce. Dropkick. O, pe cât de mare face dropkick. Miramaș. Hai, cu capul de... Aici rămâi. Aici rămâi. Ce face dracu, se ciur pe Crom? Ok. Și hai că-l prind acum, hai că-l prind acum, finisher. Pinu, să n-ai beri zile în si. 1, 2, 3. Ce-a făcut? N-a văzut Crom că i-am pus Pinu. Hai că-l uiți să câștigi meciul. Un meci absolut genial. Deci ce avem aici? O suliță. Coast-to-coast-ul dat pe mine, că de ce nu? DDT-ul ăsta frumos. Ia și ce face aici? Un big boot. Și tot pe mine mi-a dat Trouble in Paradise, că de ce nu? Hai că am câștigat eu. Deci primul meci de la Bucharest Combat Wrestling, dacă rămâne ăsta numele companiei. Au, ce fericită-s. Am câștigat meciul, fără să-mi spar capul, am publicul extaziat. Da, seria se întoarce, băieți, wrestling, youtuber români, vedem ce denumire îi dăm. Aștept părerile voastre în comentarii, vă salut pe toți cei care ați fost pe chat-ul de pe premieră și cei care îmi lăsați comentarii acum. Idee de wrestler de creat, să-mi ziceți și câte chile și înălțime au, te punem să se bată între ei, nu? Hai! Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les.